Care ar fi reacția ta dacă te-ai întoarce acasă de la muncă și ai vedea asta? Pe cât de drăguțe sunt animalele de companie, pe atât pot fi de ciudate. Pufoșenile pe care le vom vedea astăzi, nu numai că și-au speriat stăpânii, dar au reușit să uimească tot internetul cu grozăviile lor. Deci, de la pisici demon, la pisicuțe prinse într-o partidă amoroasă. Astăzi aruncăm o privire la animale de companie care le-au dat stăpânilor un atac de cord. Haideți să începem! 15. Colți fioroși. Imaginează-ți următorul scenariu. Tu și câinele tău ieșiți la o plimbare prin pădure. Scab lesa câteva momente, iar el o zbughește cât îl ține coada în mijlocul pădurii. Îți e frig și te tem că tocmai ți-ai pierdut cel mai bun prieten. Când te întorci cu spatele, printre brazii deși, vezi imaginea asta. Știu, și aș avea nevoie de kilos la schimb. Gemotocul tău de blană tocmai s-a transformat într-o bestie înfricoșătoare cu colți fioroși. 14. No filter. Filtrele pot fi extrem de înfricoșătoare. Adică, ia uite ce a pățit proprietarul următorului câine atunci când s-a gândit să folosească un filtru Instagram pentru a-i face o poză. Ceea ce a văzut pe ecran semăna mai mult cu unchiul ei Frank, care și-a lăsat mustață, decât cu Toto, cățelușul familiei. În plus, ochii ei strălucitori pe mine mă duc cu gândul la ceva spirit malefic, care a venit să bântuie lumea în căutarea cele mai șmechere peruci. Dacă aș vedea așa ceva în viața reală, cred că aș lua o la goană. 13. Pisica vampir. Cred că toți putem cădea de acord că pisicile pot să fie extrem de groaznice atunci când vine vorba de empatia lor față de oameni. Parcă sunt egalități care cred că totul îi se cuvine. Să nu mai vorbim de cât de agresive devin dacă nu primesc ce doresc. Acestea fiind spuse, nu am crezut că voi ajunge traumatizat vreodată de imaginea unei pisici fie ea și agresivă. Internetul a rămas năucit de-a dreptul de fotografia următoarei pisici. Se pare că privirea fixă și criminală combinată cu colții extrem de bine dezvoltați ai felinei au pus tot internetul pe jar. Să fie vorba de o adevărată pisică vampir? Voi ce părere aveți? 12. La masă. Ați ajuns vreodată târziu la muncă doar pentru a fi martor la una dintre cele mai uriașe crize de entuziasm pe care le-ați văzut vreodată în viața voastră? Câinii pot fi extrem de energici și expresivi atunci când vine vorba de bucuria de a-și revedea stăpânul. Următorul Doberman era extrem de obișnuit cu săriturile și tumbele peste canapeaua din sufrageria familiei. Totuși, Fallon a reușit să-i uimească pe stăpâni într-o zi când a sărit puțin mai departe decât de obicei, direct pe măsuța de cafea din sticlă. După câteva secunde, Fallon se ridică având coada între picioare și privește la cioburile care acoperă toată podeaua. Hei, cine a pus măsuța asta aici? 11. Ochii din umbră. Uite încă o felină care a terorizat internetul de-a dreptul. Din păcate, Sphinx suferă de o boală care a condus la deteriorarea vederii și în final la pierderea ambilor ochi. Cu toate că ne pare rău pentru bietul animal, nu putem să nu subliniem cât de înfricoșător poate să fie. Nici nu știu ce e mai desperiat. Orbitele goale, pielea ridată, urechile supradimensionate sau faptul că nu are niciun fir de păr pe tot corpul. Tu cum ai reacționa dacă l-ai vedea pe Sphinx pe o alee întunecată? 10. Wolfie. Știți momentul acela în care intri în casa unui prieten și vezi o pisică stând în colțul casei care arată cam așa? Iar prietenul blazat îți spune: "Hai, intră că nu-ți face nimic." Și apoi, când sufletul ți se relaxează puțin, adaugă cuvintele: "Asta dacă nu o superi." Acum sunteți familiar și voi cu sentimentele și gândurile pe care le experimentează cei care fac cunoștință cu Wolfie. Dacă privirea de criminal în serie nu te clintește, rânjetul cu siguranță o va face. 9. Pisica sinistră. Dacă Sphinx nu v-a convins cât de înfricoșătoare pot să fie pisicile fără blană, atunci faceți cunoștință cu următorul animal de companie. Când nu chinuie șoareci în subsolul său, pisica sinistră face planul cu privire la dominația mondială. Modul în care se uită încruntată și apoi își freacă mâinile pare să imite postura unui cămătar. Mie personal îmi aduce aminte de profa de mate din școala gimnazială. Dar asta e o poveste pentru o altă zi. 8. O dulceață. Următoarea femeie s-a gândit că ar fi drăguț să pună o clătită pe fața pisicii ei. Știți voi, doar așa, de amuzament. Clătita e dulce, pisica e drăguță, însă rezultatul nu a fost o combinație a celor două descrieri. Animalul pare mai degrabă să fie personajul principal din filmul de groază Saw. În plus, după privirea pisicii, putem estima că aceasta și-a asumat rolul. 7. Mână de ajutor. Ați văzut videoclipurile alea în care pisicile văd un castravete și apoi au parte de șocul vieții lor? Ei bine, pisica următoare a vrut să se răzbune pe stăpânul ei pentru toate farțele făcute, așa că s-a gândit să-i organizeze și ea una la rândul ei. Când a ajuns acasă, stăpânul a dat peste următoarea scenă. Priviți mai bine. Nu e vorba de o pisică masochistă care și-a tăiat singură brațul, ci de un băț pus la locul potrivit, la momentul potrivit.
6. O cină pe cinste. Dragă, când ai văzut poștașul ultima dată? Nu vreau să-mi închipui ce a trecut prin capul următorului proprietar atunci când a dat peste câinele lui rozând la un os. Singura problemă? Osul era atașat de un papuc. Partea interesantă este când vezi privirea blândă a cățelului care nu înțelege ce-i cu toată zarva. Cum a ajuns osul ăla înfipt într-un papuc? Nimeni nu știe. Întrebarea mai bună e ce s-a întâmplat cu restul corpului. 5. Ciupacabra. De secole, oamenii petrec ore în șir în căutarea dovezilor pentru existența unuia dintre cei mai înfricoșători monștri care au existat vreodată. Ciupacabra. Imaginează-ți reacția următorului stăpân când în timp ce își plimba liniștit câinele a văzut următoarea umbră pe asfalt. Dacă ar fi vorba de mine, n-aș mai sta pe gânduri. Aș lăsa lesa și aș lua o lagoană. Hei, poate câinele cel puțin îmi oferă un avans bun. 4. I-a dat de cap. Un copoi prietenos se juca liniștit în curtea lui. Dintr-o dată s-a auzit un țipăt de la blocurile din apropiere. Copiii vecinului priveau înfricoșați cum sub ochii lor copoiul devora capul unei persoane, jucându-se cu el de colo-colo. Nu-i învinovățesc și mie mi-ar îngheța sângele în vene dacă aș fi martor la următoarele imagini. În realitate, copoiul pusese colții pe capul unui manechin. Atât doar că de la distanță nu se înțelegea dacă e vorba de un copoi jucăuș sau de următorul Jack Spintecătorul. 3. Crima animalică. Iubitorii de animale pot să fie foarte protectori atunci când vine vorba de ghemotocul lor de blană. Ce să mai, pentru mulți, animalul de companie ajunge să fie propriul copil. Imaginează-ți deci oroarea următorului proprietar atunci când a ajuns acasă doar pentru a-și găsi corgiul întins pe spate într-o baltă de sânge. Infarctul cred că ar fi o reacție potrivită. În realitate, substanța roșie care acopera tot corpul cățelului nu era sânge, ci geleu. Iar corgiul tocmai adormise pe spate după o gustare pe cinste. 2. Nas pudrat. Făina e grozavă, adică ia gândiți-vă câte lucruri incredibile poți face cu ea. Poți face pâine, poți face prăjitură, poți transforma o pisică obișnuită într-un demon însetat de sânge. Stai, ce? Se pare că pisica următoarei familii s-a tăvălit puțin prin făină înainte de a le oferi sperietura vieții lor. Ok, înțeleg că aspectul e mai înfricoșător din cauza făinii, dar mă întreb, care o fi scuza ei pentru privirea rece și fatală? 1. Scene de amor. Am lăsat ce era mai bun pentru final. Ce crezi că face pisica ta când pleci de acasă? Doarme, mănâncă, lenevește pe canapeaua din sufragerie? Răspuns greșit. În realitate, casa ta găzduiește adevărate scene de amor animalic, în timp ce tu te spetești să pui mâncarea pe masă. Următoarea proprietară s-a întors într-un moment inoportun acasă, doar pentru a da peste pisicile ei în timp ce făceau sex. Ce este și mai interesant este faptul că acțiunea se petrecea într-o poziție nefirească pentru o pisică. Mă întreb, de unde am învățat? Data viitoare, când te bucuri de momente fierbinți cu iubita ta și ai impresia că cineva privește, vei ști despre cine e vorba. Acestea au fost animale de companie care le-au dat stăpânilor un atac de cord. Care dintre povești ți-a părut mai interesantă? Tu ți-ai surprins animalul de companie în ipostaze de genul? Spune-ne în comentarii! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!